Campania de vaccinare organizată săptămâna trecută în localitatea Răchiți din județul Botoșani, la inițiativa primăriei și cu ajutorul medicului de familie din comună, a fost lăudată de coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță. 180 de persoane au fost imunizate cu serul Pfizer în cele 3 zile în spațiul amenajat la Căminul Cultural. O dovadă că astfel de maratoane de vaccinare în mediul rural reprezintă o soluție inspirată a autorităților locale și poate fi în mod cert un model și pentru alte comune din județ și din țară. Nu știu dacă este chiar un succes, pentru că întotdeauna este loc de mai bine, dar cred că informarea corectă a populației a făcut ca să vină într-un număr mare și chiar și acum sunt doritori care vin și se înscriu și merg la doamna doctor și se vaccinează. Probabil dacă numărul lor și noi încercăm în continuare, pentru că nu ne oprim doar aici în acest mini-maraton, în fiecare zi vom încerca să vorbim cu cât mai mulți oameni. Probabil dacă vor fi cereri, vom mai organiza. Ideea a fost cea de informare corectă a localnicilor cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19. De imunizare s-a ocupat medicul de familie din localitate și asistenții de la cabinetul său. Și n-am știut că o să vină așa de mulți oameni, deci când am început campania, campania a fost în continuare făcută de pacienții care au venit. Deci au venit, au pus mâna pe telefon, știi că se vaccinează la Răchiți. Nu se stă la rând, nu e foarte mare coada, vină și tu. Și au tot venit. Și atunci am reușit să vaccinăm 60 de persoane pe zi. Am stat de dimineață până la ora 2. Ne-a trecut și de ora 2, deci cât a fost nevoie. Localnicii au văzut cu ochi buni această inițiativă, nu au stat pe gânduri și s-au prezentat în centrul de vaccinare. Fetele s-au vaccinat toți, dar eu nu. Dar a fost mai ușor așa? Sigur că a fost mai ușor. Părerea mea că inițiativa a fost foarte bună. Lumea este mulțumită, cel puțin cei care s-au vaccinat sunt mulțumiți că n-au mai făcut drumul până la Botoșani să stea la rând sau în altă localitate să fie repartizați. Pentru oamenii din comună care stăteau mai departe de centrul de vaccinare, reprezentanții primăriei au asigurat și transport dus-întors, iar în cazul celor bolnavi ori în vârstă, au fost disponibile echipe mobile pentru vaccinarea acestora la domiciliu. Până în prezent, în județul Botoșani s-au vaccinat peste 45.100 de persoane, rata de vaccinare depășește 14%.